conectat în relația lui cu Dumnezeu, în postura de ceea ce spun eu, Iov modern. Care e deosebirea dintre Iov, cel pe care vi l-a prezentat Andrei Pleșu, și cel care apare în lectura lui Cioran, în interpretarea lui, în gândirea lui? Lucrul este simplu și extrem, extrem de interesant. Dacă în cartea lui Iov nu se punea problema nicio clipă a necredinței, ci dimpotrivă a atestării ei la fiecare pas și în ciuda orice, în cazul lui Cioran este vorba de un dialog la fel de așarnat cu Dumnezeu, dar de pe cu totul alte poziții. Și atunci întrebarea e, cum poți să stai de vorbă cu Dumnezeu în stilul lui Iov, fiind necredincios? Asta este poanta gândirii lui Cioran. M-am gândit în toate felurile, stând în dialog cu gândirea lui Cioran an și an de zile, care este în fond sâmburele ei. De unde vine această dezlănțuită dezbatere permanentă cu Dumnezeu din partea unui om care spune în fiecare clipă că nu a avut harul credinței? Și răspunsul este simplu. Cioran ajunge la Dumnezeu pe o cu totul altă cale decât cea a credinței. O cale pe care el o numește calea religioasă. Abordarea lui Dumnezeu de către Cioran este o abordare religioasă și nu de credință, în măsura în care Dumnezeu este descoperit, în mod fatal, în ficționalitatea lui, la capătul unui dialog al singurătății. Cioran explică de-a lungul operei sale, în repetate rânduri, în mai toate interviurile pe care le-a făcut, că punctul care a declanșat gândirea lui și toate ideile lui, începând de la 20 de ani, ele au rămas neschimbate de-a lungul întregii vieți, a fost contactul lui cu o stare fiziologică cu totul specială, de care se laudă el pe semne că n-a mai avut parte nimeni în secolul trecut. Insomnia. O insomnie devastatoare care ținea luni de zile. Întrebarea e dacă așa ceva e cu putință, dacă trupul suportă așa ceva, dacă creierul suportă. Mai ciupea câte o oră, două, din când în când de somn în timpul zilei, dar faptul că între 20 și 23 de ani a trăit pe fondul unei insomnii permanente, l-a făcut ca în această solitudine, erau nopțile lui albe, ca în această solitudine absolută să întâlnească la capătul acestei solitudini pe Dumnezeu într-un dialog fatal. Atunci când ajungi la marginea existenței, spune Cioran, este imposibil să nu-ți inventezi un partener de dialog. Dumnezeu apare în mintea oricărui om, credincios sau nu, dacă omul acela își atinge limita existenței. Și cum Cioran își atingea limita existenței în mod curent, an și an la rând, acolo s-a cimentat raportul dialogului lui cu Dumnezeu. În ce constă el? În aceeași atitudine esențială a lui Iov, aceea de a cere socoteală. Numai că Cioran nu-i cere socoteală lui Dumnezeu de pe pozițiile lui Iov. Eu care n-am greșit nicio clipă, care nu m-am dezmințit în credința mea nicio clipă, de ce merit, ce-am făcut ca să merit urgia ta? La Cioran, cererea de socoteală este alta. Sunt de acord că trebuie să dau de tine în dialogurile mele ultime cu lumea atunci când nu mai pot să discut cu semenii mei. Și atunci, dacă pretinzi că ești autorul acestei lumi, trebuie să-ți pun două întrebări sau trebuie să am două atitudini. Ori sunt revoltat și violent împotriva ta pentru că ai făcut o lume rea, proastă, greșită, iar tu ești autorul ei și ești un demiurg rău. Sau, dimpotrivă, îți dau șansa să te consider nu un autor cu intenții rele, malefice, de la bun început că ai făcut în mod sadic o lume în care vezi cum ne chinuim, ci ești un ghet bricoleur, un personaj care a încercat să te joci de-a creația, care ai ratat-o și atunci vom plânge unul în brațele altuia, eu de mila ta că ești un artist nereușit, și tu de mila mea că ai făcut un produs ratat. Asta este cearta lui Cioran cu Dumnezeu, spusă în linii mari, rapide.
Și ăsta e textul în esență pe care îl veți găsi în audiobook-ul Continentele Insomniei. Poate fi citit cu adevărat împreună cu lectura lui Andrei Pleșu din chiar cartea lui Iov. Și al treilea audiobook care este nou-nouț și care iarăși conține capodopera literaturii universale, Kafka, scrisoare către tată. Mi-aduc aminte că această traducere a scrisorii a apărut pe vremea când Dan Băulică, în anii 70, crease prin secolul 20 o ferestruică îngustă prin care pătrundea lumina Occidentului. Și atunci a apărut scrisoarea către tată, cred, într-un număr din secolul 20. Pentru cei care sunt îndrăgostiți de Kafka, pentru cei care realizează ce înseamnă Kafka în literatura modernă, este o capodoperă, evident. E aici citită de Marius Manole și e absurd, nu o să încep acum să fac hermeneutica scrisorii către tata a lui Kafka, dar totuși merită pus se două, trei accente. Știți, marii scriitori reușesc să exprime ceea ce face parte din subînțelesul vieții, din viața noastră absolut de zi cu zi, dar care nu poate fi pus în scenă pentru că este prea subtil ce li se întâmplă. Relația dintre un părinte și un copil nu prea poate fi pusă în scenă, pentru că are dedesubturi, cotloane, atât de complicate, încât lucrul nu poate fi exprimat, chiar dacă relația asta mănâncă viața fiecărei generații și a fiecărui ins care apare pe lume. Nu există raport între fiu și tată nemarcat de conflicte care sunt fatale. De ce? Totdeauna, când e vorba mai ales de tați și băieți, tații așteaptă ceva de la băieților. Îi pun de la început în orizontul unei așteptări. În orizontul unei așteptări care trebuie să fie pe măsura excepționalului pe care tatăl și-l asumă. Vrea ca copilul lui să fie cel puțin la fel ca el, dacă nu mai grozav. Ori drama, momentul dramatic în care Kafka scrie această scrisoare pentru a-și lămuri raportul cu tatăl lui, este unul în care pune în scenă exact asta. Raportul dintre autoritatea formidabilă a părintelui, dintre forța lui și dintre micimea copilului care a fost zdrobit de așteptările tatălui. Este confruntarea dintre orice autoritate enormă de pe lumea asta, acceptată ca autoritate, și incapacitatea noastră de a face față unei autorități cu asemenea exigențe. Există o scenă absolut formidabilă în această scrisoare, în care Kafka aduce aminte tatălui lui cum într-o zi la ștrand, la băi, de câte ori se duceau acolo și trebuiau să se dezbrace în cabină, gândul că copilul, care era extrem de firav, va trebui să iasă, a lui Kafka, că va trebui să iasă din cabină împreună cu Urieșescu, tatălui lui, și imaginea că de câte ori se deschidea ușa cabinei și făceau ieșirea pe plajă un mic schelet ținut de mână de către un munte de om, treaba asta l-a urmărit simbolic toată viața. Tatălui era un vital extraordinar, Kafka era un introvertit, un delicat, un fragil, obligat toată viața să se confrunte cu o natură super puternică. Și atunci problema rămâne, cum poți, când ești confruntat cu asemenea modele, să devii tu însuți? Cum a putut Kafka să devină unul din marile exemplare ale specii umane într-un dialog cu un părinte care l-a înțeles atât de puțin sau care l-a educat atât de inabil? Frumusețea scrisorii și a genului Kafka este că atunci când unul dintre noi s-ar apuca să scrie tatălui lui, i-ar face toate reproșurile din lume. Ori scrisoarea este scrisă cu dragoste. Este pusă în scenă iubirea față de un părinte care l-a zdrobit.
Și asta este frumusețea ei. Că tot ce e rău și tot ce îi se poate reproșa e spus undeva pe tipsia iubirii. Subtilitatea este fără margini și când asculți textul ăsta sau când îl citești, îți dai seama că se poate ajunge la elemente atomice ale exprimării care nu sunt la îndemâna decât câtorva oameni pe lume. Inefabilul poate fi rostit. Asta e senzația pe care o ai la sfârșit. Nu știu cum să pledez în fața dumneavoastră și a întregii populații cititoare din România că un audiobook este o alternativă superbă la o carte. N-am să spun că e mai bine să ascultați audiobook-uri decât să citiți cărți. Dar am să spun că întâlnirea cu această experiență este una care merită făcută. Americanii care sunt pragmatici, după cum știm cu toții, au pus audiobook-ul pe piață sub sloganul Double Your Time. Dublează-ți timpul, stai și lucrează la planșetă dacă ești arhitect și lasă să meargă nu muzica, ci audiobook-ul. Și câștigi în același timp o carte într-o oră, două, pe când dacă o citești îți ia timp mai mult și nici nu poți în timp ce citești să calci rufe. Așa încât, vă rog, când călcați rufe, când lucrați la planșetă sau când conduceți mașina spre o destinație, să aveți un audiobook lângă dumneavoastră. După această lansare, nu așa se numesc toate poveștile astea de la tâlc, cred eu că vine cea mai frumoasă lansare cu aceiași actori în scenă, dar cărora li se va alătura autorul, Radu Paraschivescu, pe care îl văd acolo nerăbdător și emoționat. Cred că asta va fi lansarea târgului. O să vedeți.